Tuturor, eu sunt Jenia și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi, în sfârșit, fac și eu primul meu video cu produse terminate, pentru că am adunat aici o cutie și dacă nu făceam video ăsta, mama mă dădea afară din casă. Că deja odată am făcut o cutiuță și ea a zis că e lucru de aruncat și mi le-a aruncat toate. Mi-a aruncat și cordeluța cu urechile de iepuraș. Cați că le-am pus acolo să le arunc. Și haideți să vă arăt ce am terminat produsul pe care îl folosesc de câțiva ani pentru... care îl folosesc pentru păr. Este de la Frank Provost. Am aici și șamponul și balsamul. Este cu unt de karité. Nu știu ce este asta, dar oricum eu folosesc mereu acest produs pentru păr, pentru că îl spală ca lumea și lucește frumos, e ca lumea. Un alt produs care am terminat pentru păr este de la Long Color. Șamponul Silver Reflex l-am văzut la Haiki și am zis că trebuie să neapărat să-mi cumpăr și mi-am cumpărat vreo 4. Șampon nuanțator de la Long Color, face părul gri, argintiu așa, nuanțele argintii. Și am terminat deja unul, este mov așa când îl desfaci, elimină galbenul la nesterit și face, uite și nu știu, face culoarea părului, argintiu așa, gri. Ce am mai terminat? Mai am încă un, am terminat un alt balsam, ăsta era cu unt de karité și ăsta este cu... pentru păr cu șuvițe și blond și ăsta e pentru păr uscat și stricat. Ia să vedem ce am terminat. Am terminat șamponul de la Alexandra care mi l-a trimis în swap-ul care l-am făcut. Este de la Elidor, are și șampon și balsam înăuntru. Și asta a fost foarte bun, l-a folosit pentru Mateo, a lăsat părul frumos și lucitor așa, am fost mulțumită de el. Și am mai terminat aici. Am terminat și masca asta de la Kalos pe care mi-a trimis-o Diana. A fost destul de bună, muia părul așa. Dar s-a terminat ca repede pentru că eu folosesc mai mult așa că am părul mai uscat și mai stricat așa un pic și trebuie să folosesc un pic mai mult. Am mai terminat crema de duș de la Biu, foarte mișto, miroase ca lumea, mi-a plăcut la nebunie, are un parfum mișto. Asta este un șampon de la Head & Shoulders care îl folosește fata mea și așa. Am terminat 3 din astea de la deodorante Ladies Peep Stick. Astea sunt singurele de deodorante care le cumpăr din România pentru că în Italia nu se găsesc și ține cel mai bine, nu miros, nu transpir, eu le ador. Îmi plac mai mult astea transparente, asta e la alb și cam odorești dacă te îmbraci cu negru și încă eu mă îmbram mereu cu negru. Prefer pe la transparent, îmi place la nebunie pentru că miroase frumos. Și mai departe, hai să trecem la, un pastă de dinți la Colgate,
Aici am o rupsă de păr pe care o folosesc eu, este de la Cosmavan Ultra Color, este nuanța blond cenușiu. Am terminat Por Professional de la Benefit. De fapt se termină imediat pentru că are cutiuța aia mică și costă 11 euro, dar e bun că acoperă, mai ales acoperă petele roșii dacă ai și ascunde un pic ridurile, e calm. Ce am mai terminat? S-a terminat parfumul de la Armani, Si. Și sigur o să-l recumpăr pentru că este, se dă, nu se poate, miroase super, super mișto. E figo. Mai departe. Am aici două oje. Una este de la NYX. Este așa cu SIDF-ul din asta în el și s-a terminat. Și una este de la Deborah, dar asta s-a uscat. Și mai departe am aruncat toate creioanele astea de la NYX pentru că le am de mai mult de un an de zile și a început să miroase urât, miroase plastic așa și nu sufăr, deci le arunc. Sunt o soluție așa ca să nu cheltui mulți bănuți, dar nu ține pe buze, decât hidratează și colorează buzele. Trebuie să fii un pic atent să nu te murdărești pentru că ți se murdărește dinții. Dacă te atingi un pic, se întinde pe toată fața. Cum s-a întins aici? Acum am pe buze de la Sephora. Asta. Și le arunc. Mai am un ruj tot de la NYX, tot la fel, e de mult timp aici, e culoarea asta așa roz puternic de tot. Tot la fel, l-am de mult și nu prea l-am folosit și trebuie aruncat. Mai am încă unul aici, asta e mai roșu așa. Și cu ăsta îl aruncăm. Ce mai avem aici? Un ruj de la Kiko. În culoarea așa nude 92 și ăsta l-avem de mult și început să miroase urât. Am mai terminat gelurile astea de duș care le-am primit de la Manuela Mihalcea. Te pupăcesc, mama. Am terminat și mascara asta de la De la L'Oreal Miss Manga, care eu nu mă nebunește așa, cine știe ce. Tot cel mai bun e ala de la Too Faced, Better Than Sex, care am terminat și eu la unul, dar e în partea alaltă. Încă unul care l-am de nu știu cât timp este chestia asta de la Debi. Tot așa trebuie aruncată, că aproape s-a terminat și l-am de mult timp. Bine, am mai terminat o de asta de acetonă. Un mascara de la Bella Oggi, care tot așa l-avem de o viață pe aici, trebuie aruncat. Am terminat și uleiul pentru păr, este de la Vital Care, cristal cu semințe de lin. Vreau să arunc eyelinerul ăsta de la Makeup Revolution, care nu e bun de nimic. Scrie bine, dar nu se usucă ca lumea și se întinde și se ustură ochii și nu e bun. Trebuie aruncat absolut. Ce mai trebuie să arunc este pudra asta de la Rimmel, pentru că o am de mult și trebuie cumpărată alta.
Și ultimele produse este fondul de ten de la L'Oreal Accord Perfect. Eu am nuanța 2R Vanilla Rose. Ce să spun despre... Este bun, ține o grămadă pe față, dar eu am mereu problema aia că mă ustură în jurul ochilor. Și dacă mai ales vara așa am cam ustura, probabil și din cauza că eram mai iritată din cauza soarelui. Și nu o să-l mai cumpăr pentru că oricum mă deranjează chestia asta că mă ustură un pic așa în jurul ochilor. Dar a fost bun, acoperă ca lumea, bine, nu are o acoperire medie, nu... E bun, dar eu nu-l mai cumpăr din cauza că mă ustură un pic în jurul ochilor. Și am mai terminat asta de la Pupa, Like a Doll, care am numărul 020. Ăsta este foarte ciudat, pentru că este foarte uleios. Dar când îl pui pe față, de fapt, nu îl foloseam aproape niciodată vara, că zic că e ulei, așa, și cu îți dai seama, îți dai pe față, transpir. Dar când ți-l pui pe față, nu ai senzația de ulei pe față, dar de o catifea, așa, se pune așa pe fața ta o chestie ciudată. Dar nu transpir. Îmi place la nebunie, asta sigur o să mai cumpăr, pentru că îți face fața așa ca o păpușică, mai stii de fată. Și astea au fost produsele terminate. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, pe Twitter, să vizitați site-ul ca să vedeți dieta pe care o fac, pe care am făcut-o, pe care am pierdut niște kilograme acolo. Vă las totul în info box, nu uitați să dați un like și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!